Dragă să ne mândrești, înainte să începem treaba, Cătălin are să vă prezinte ceva. Deci, eu când am comandat primirile la Valieri, am mai comandat încă un pachetial. Ca să facem comparații, să vedem care din ele are o calitate mai bună. Ca să auziți mai bine prin videoclip, de asta nu le-am folosit încă, că am așteptat să vină pachetialul ăsta. Variation, Pizonation. Vorbește ca lumea. Asta o bag foc. Da. Avem o cutiuță mitică. Ah, nu se focalizează, gata. Avem tot așa un set de la Valieri de 2,4 GHz, wireless. Și să le desfacem. Bă, nu ți-e frig așa? Să nu-i frig afară. Da. La Valieri ești. Așa. Văd pe cutii deja că ajunge până la 150 de metri distanță, adică până acolo ajunge să înregistreze audio. Are o casetă care încarcă la valierile, un sunet din altă claritate, noise cancelling, adică să nu se audă zgomotul din jur. Au o conexiune stabilă și au un design luminos. Începem prima dată cu ce e aici. Certification. Avem manualul. Pe care cu siguranță cineva o să-l citească. Eu. Două leacă știesc. Ia vezi. Aici avem certificatul de quality, data. Ce data? Așa scrie data. Ai văzut că e data când... Și cutiuța cu surprize. Este modelul 5P2. Cam așa. Dar nu se scoate cu totul? Nu. E ca un sertăraș. Apeși? Da. Și asta? De aici îl pornesc în acest. Au baterie? Să sperăm că da. Și cam atât. Nu mai știu nimica? Nu. Bă, da. Mai este ceva? Am crezut că am rupt-o, m-am speriat. Avem E tipul? Pisica. Mi se pare că așa se numesc pisici. Mâți. La astea, ca să nu se mai audă zgomotul. Și încărcătorul. USB Type-C cu USB normal. Și acum să vedem. Aici avem un transmisător. Cam așa vine. Una bucată la valieră. Îl puneți, știți deja. Se conectează foarte ușor. Doar îl băgat în telefon. Deja au clipărit. Ia ce frumos. Telefon șmecher ai către. E meu. Cât timp clipărești înseamnă că caut la valierele. Ca să se poată împerechea. Hai, înveți ce cauță, ce-i găsești. Da, și sunt întrebări, dar sunt porumbii, ți se împerichează atât. Așa ai întrebat și de-a trecut. Ține-o leacă. Iară mă pui să țin și înlichează tău mâna. Ține-o leacă și la urmă și nu mai trebuie. Ține-o leacă și asta. Am un sistem foarte drăguț când se încarcă, se aprinde beculețul roșu și cred că când se încărcate 100%... Verde. Verde. Dar pune-le pe tipul. Să le pun pe tipul. Dar nu există de astea cu 3? N-am găsit, din păcate. Dar poate
O să încercăm să vedem, poate mergi în perichet cu celălalt. Nu cred. Nici eu nu cred, dar încercăm. Bun. Cred nu așa. Cred că se pună așa, nu invers. Nu. Dar nu deranjezi butonul ăla? Nu, că n-are treabă cu butonul. Că, practic, dacă vedeți, aici e microfonul. Nu-ți focalizează. Și aici are butonul. Ce mă enervează, am văzut. Da, aici spune. Și foarte simplu de pus. Ce bate vântul afară, nu știu dacă se aude. Că le facem proba imediat. Panică. Ce? Cred că n-au baterie. Posibil. Ia, hai să-l încerc pe ăsta la alt. Dă-o întoarce leac. Ca să văd acolo. Bun. Să cram pus invers. Asta vine aici. Cam cum te simți așa acum? Se aude în cameră? Nu, cu toată camera, dacă-i telefon în cealaltă. Bun. Vreau și pe asta la alt. Cinco. Foarte simplu și o ușor. 5. Închidă... Nu, ieșim afară. Facem before and after. Bun. Astea le putem lăsa. Ieși afară, că parcă ce e cald afară. Hai. Fui de acum. La confidential. Ia. Deci, vorbiți, spuneți ceva. Așa s-a auzit. Spun la valierii. Fără la valierii. Stai, că stă la piciorul părul. Nu te soare? Uite ce stai în el. Deci așa s-a auzit, fără la balierii, prin scurtim, o să conectăm pe cyber-ul la telefon să vedem cum s-a auzit cu la balierii. M-au auzit? Stai eu că nu te-ai conectat încă. Probă. Bombastic. Deci am conectat la valierile. Acum s-aude doar pe la valierii. Nu ți-o le zici tu ceva? Ce părere aveți despre încălzirea globală? Da, pe mine m-au auzit numai. Nu cred. Cred că m-au auzit foarte încet. Da, din cauza că au și noi singă cancelling, adică să nu te au, să nu, să nu, tu, să nu s-audă în jur. Hai, unul pe cameră, unul pe cameră. Nu, nu ți-o du-te în casă, eu mă duc la deal. Hai, Dinuțule! Mă duc aici la masă. Da. Să vedem dacă s-aude. Sperăm că nu s-aude rău din cauza vântului. Că bate afară un vânt, din voi închepuiți. O bombă atomic fac și contact cu... Am ajuns până după masă chiar. Acum sperăm că s-aude. Se pare că am dat din probleme. Nu mai nimeni să mă ajute. Ia să vedem ce facem cu astea de pe aici, că e jali. Ușor, ușor trebuie să facem. Cortea la punct. Vadă altfel. Acum să sperăm că vorbește și Nuțu pe acolo.
Că dacă s-a dus în casă degeaba... Se pare că Cătălin și Paula... Cătălin era sus la WC-ul. Chiar îți curios dacă bate până... Vine înapoi la WC-ul. Acolo, la masă. Cătălien. Noțule! Cătălien. Mai curioasă? Sunt curioasă dacă nu cumva ați vorbit amândoi odată și o să înțeles nimic din ce ați vorbit. M-am gândit și eu la asta. Hai să vedem dacă s-o înregistrat ceva. Da, nu știu cum să-i arătăm cât de tare bate vântul. Acolo, la copac. De fapt, se vede pe copaci. Auzi? Ia stă-i leacă. Dacă tiniști așa și încerci să-și treabă cu el, oare sar? Băi, depinde cum le-ai prins. Nu o sari. Nu sari, care clamă. Care se agață de haină. Haideți. Hai să vedem cum, dacă s-o auzit ceva, dacă nu s-o auzit. 210, 210, 49, ci... Bună ziua! Nu ți-o să ajungă la 100 de abonați cu visul lui? La 100 cu siguranță o să ajungă. Da? Dar la 100 de mii nu cred. Haideți să vedem dacă s-a înregistrat ceva ca să știu dacă dăm alte cadre sau nu. Da, s-a auzit foarte bine. Așa. Bun. Deci astea sunt jucăriile. Am un problem cu focalizarea așa, nu sunt și la valiera, la valiera index. Dă-o jos, hai. Dă, eu, lagătului. Zici eu. Nici ea nu vrea să dea jos. Vezi? Ia. Nuțule, ce treabă faci astăzi la căsuța din Mândrești? O să dau cu sapa. Unde dai cu sapa? În curte. Care curte? Curte din spate. Curte din față. Din spate. Din față. Spate. Haideți să votăm. Care vreți pentru curtea din spate? Eu. Eu. Noi. Deci suntem doi contra unu, deci faci curtea din spate. Ba nu, și el a vrut tot curtea din spate. N-ai văzut la cu majoritate? Uzi noi. Și-a ridicat amândouă de aici din sus. Corect. Astăzi faceți curtea din spate. Ce părere aveți despre această treabă? Vreau să văd cum se aude la eu foc. Zic. Dacă ia foc la valieră. Nu băga cu puf. Ba da, bag. Nu băga cu puf. Ba da, dă-i drumul la portiță. Ghiță. Te aștept de seară la portiță. Scoate de acolo că dai foc la puf. N-am dat. Dar din fond nu mai aveți. Bun, și acum... Părerea au lăsat voi în comentarii. Care dintre ele se aude mai bine? Stai să scot că sigur o să ne auzim rău acum. Da. Bun, deci așa se aude fără. Părerea vreau să o lăsați voi în comentarii. Eu, cum se aude? Cu claritatea, da. La cu la valieri. Acestea, celelalte și fără la valieri, de fapt. Oricum, în orice fel e mai bine decât fără, sunt sigură. Da. Mai ales apar acum, cum bate vântul ăsta, e horror, cum se aude. În interior, mare diferență n-ar fi... De fapt este, că se aude un pic mai tare, mai clar. Voi și așa vorbiți cam încet. Nu-ți. Și eu când ajung acasă, o să încerc să văd, poate reușesc să conectez încă o lavalieră pe acest receiver. Pune-mi ca să putem avea toți trei lavalierii, că altfel o să fie destul de greu. Doi să aibă lavalierii și unul să nu aibă. Da-s foarte drăguții ele așa ca design. Da, sunt micuții, finuții. Nu-ți încurcă. Nu-s grele să atârni. Dacă... A, s-a focalizat papucile până așa la aici. Așa. Nu știu dacă are 10 grame o lavalieră. Dar e mult 10 grame. Bun, unde găsește lumea acest lavalier? O să pun link-ul în descriere. O să găsiți
mai multe microfoane, nu au doar la lavalieri, au o gamă destul de variată. Ei destul de cunoscuți pe domeniul audio. Microfoane, audio, tot aici. Audio cred că faci parte. De fapt, da. Oricum, cei de la Sinco au fost foarte drăguți cu noi, i-au trimis și 3 tricouri, la fel, ca să ne încercăm. Eu nu l-am pe mine momentan, dar o să-l port și eu. Oricum, nu ți-e cel mai încântat de tricouri, orice haine aveți și nu vă trebuie, vă rog frumos, am deam adresa poștală în descriere, vă rog frumos să îi trimiteți lui Nuțu orice haine nu vă trebuie, că el acceptă absolut orice. Și nu numai haine, orice, orice, orice. Dacă tot am ajuns la acest subiect, chiar și lucruri care nu vă mai trebuie, nu știu, care s-au aruncat prin pe magazie ca să redecorăm de căsuța cu oricum vechi, a rămas. Cum ar fi un fier dintr-o ăla de călcat vechi cu cărbuni, da, da. Chestii vechi de la... Care, gen lucruri care s-au aruncat într-un magazin și nu vă mai trebuie și le-ați tot ținut acolo, că știați că o să vină. Da, efectiv să nu vă trebuiască, nu vrem ceva care... Să ne dați, vă nu vă cerim lucruri noi, vă cerim lucruri efectiv nefolositoare pentru voi, da. Aruncate pentru un pod. Pentru că ați văzut că soția este goală. Și o să ne fie foarte greu să o redecorăm din nou. Da, bine. Vorbim mai multe despre acest subiect în alt videoclip. Acum îți dau astea, până la loc. Întrebare. Eu astăzi o să port o lavalieră și un cashmaker. Logic. Ce de fapt, da, nu mai pun eu loc. Când ne apucăm de treabă, deci dacă vreți să vedeți ce fac băieții în videoclipul următor, așteptați videoclipul următor. Asta e un videoclip destul de scurt. Am vrut să vă prezentăm lucrările. Au vrut să dea mare amândoi, au vrut să dea mari că au lavaliere, au tricouri. El a fost arnul. Nu, dar eu când am dat comanda, am căutat în principiu să văd ce lavaliere sunt compatibile cu... iPhone. Ilfafone. Și acestea și celelalte am văzut că sunt cele mai recomandate de alte persoane. Și am spus să le cumpărăm, să vedem dacă e vreo diferență și dacă se aude bine. Bun, gata. Aveți link-ul fixat în primul comentariu, dacă nu uită Cătălinca de fiecare dată să-l pună. Și desigur, mai mult ca sigur, îl găsiți în descrierea acestui video. Cel mai sigur în descriere. Vă pupăm și vă rog să vă uitați la videoclipul următor ca să vedeți ce am făcut astăzi la căsuța din Mândrești. Pupici. Dă pic. Vă salut pe toată lumea. Eu, Giovanni. Nu dai eu pupici. Giussi, vă salut pe toată lumea. Să aveți o seară foarte frumoasă. Și ne auzim mâine dimineață la o cafea dulce. Cabana. La ce te crezuri am popă? La cafeluță? Șubi de... Nu-i pornit, băgat în fire.